Persoanele vaccinate beneficiază de mai multe facilități decât cele nevaccinate. Așadar, un alt beneficiu de care ar putea avea parte cei imunizați pot fi și sume de bani în plus la salariu. Astfel se pare că profesorii vaccinați vor câștiga mai mulți bani începând din anul școlar următor. Imunizarea profesorilor a devenit o obsesie pentru autoritățile statului, iar scăderea salariilor acestora ar putea fi o nouă strategie de a stimula vaccinarea în rândul categoriei cadrelor didactice. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu spune că profesorii nevaccinați ar putea să nu intre la acțiuni de supraveghere, ca de exemplu la examene. Ce părere aveți despre faptul că din toamnă profesorii vaccinați ar putea fi plătiți în plus față de cei care nu s-au vaccinat? Se pare corect? Nu mi se pare corect. Nu e o idee bună. Mi se pare că într-un astfel de mod s-ar face o discriminare, practic? Absolut, evident. Atunci de ce nu dau o lege în sensul ăsta? Cum am mai cu și alte state, de exemplu Franța sau nu știu, am mai auzit ceva pe aici, Olanda, nu mai știu care. Dă lege, se vaccinează toată lumea care lucrează cu publicul, respectiv medicii, asistenții, profesorii cu copiii și cu asta basta. Toți sunt oameni. De ce să-i discriminăm pe cei vaccinați cu cei nevaccinați? Deci nu aș fi de acord cu această decizie? Nu aș fi de acord cu această decizie, pentru că nu e bine să fie discriminați. Să fie toți la un loc, chiar dacă sunt vaccinați, chiar dacă nu sunt vaccinați. Uite, eu, de exemplu, nu sunt vaccinată, așa că nu sunt de acord să discrimineze, să-i separe pe ai. Cum s-ar zice, se separe pe ei vaccinați de cei nevaccinați. Nu sunt de acord cu această decizie. Având în vedere că, de asemenea, Sorin Câmpeanu anunță tarife atractive pentru cei care vor susține activități de supraveghere a diverselor lucrări sau examene, iar profesorii nevaccinați ar putea să nu intre să supravegheze examenele naționale, este clar că profesorii vaccinați se vor bucura de creșteri de venituri substanțiale. De ce nu? Adică, la urma urmei, nu se vor îmbolnăvi. Nu văd nicio problemă în asta. Cu toate că mă îndoiesc că ar fi extrem de neconstituțional. E ca și cum ar veni eu, o să, nu știu, guvernul o să dea bani și mie o să-mi dea 10.000 de lei, iar dumneavoastră vă dea doar 1.000 de lei, pentru că, nu știu, că am culoarea mai roșie. O să fie neconstituțional și nu cred că o să se aplice așa ceva. Ministrul Educației speră astfel ca toți profesorii să se vaccineze. Dacă vor exista cadre didactice care nu doresc imunizarea, ministrul spune că este corect din partea autorităților să pună condiția de a intra doar acei profesori care sunt vaccinați. La examene va fi nevoie în continuare de supraveghere și s-ar putea să existe tarife foarte motivante.